Înainte să începem acest episod, vreau să fac o mică promovare la Farsmagu Gaming, care are doar 10 abonați, dar are un canal destul de bun, are o calitate video și audio destul de bună. O să aveți un link în descriere dacă vreți să treceți și pe el să vă abonați, deci și hai să trecem la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Minecraft The Crafting Dead. Bă, fraților, nu uitați să dați un like, bineînțeles doar dacă vă place, și nu uitați un share. Dacă vreți să mă susțineți, ok. Deci în acest episod o să-mi fac o bază. O bază adevărată, ca să spun așa. Nu o să stau să... Adică nu mai fac o casă într-un copac sau ceva genul. Am aflat cum pot să-mi fac o bază cu aceste... base part wall, base part like și alte chestii. Deci este o comandă. Și mi-am pregătit eu pe aici un loc. Sper că e destul loc, pentru că baza o să fie destul de mare. Gen, o să facem încă o casă sau ceva genul ăsta. Băgăm o comandă, stați așa. Deci prima dată trebuie să-mi pun, trebuie să fac pe acel loc în inventar. După cum vedeți am două grenade, am, deci am șcat foarte, foarte mult. Am niște backpack-uri, în ăsta parcă am mâncare, în ăsta gloanțe, în ăsta medicamente. Deci pot să zic că stau foarte, foarte bine la capitol muniții și toate astea, deci bun. Stați că prima dată trebuie să fac pe acel loc. Hai să punem pat, uite, pe în zona asta, pentru că trebuie să scap de el. Ok. Luăm, hai să luăm și acest lemn. Îl punem pe zona asta pe aici. Bă, sper să fie destul loc. Nu știu acum, știu că baza să fie destul mare. Oricum o să mai săpăm dacă e. Haideți să umblăm un backpack și haideți să ne luăm toate aceste chestii. O să facem o bază foarte mare. Adică cea mai mare bază din acest modpack. Ne punem pe aici niște gloanțe ca să facem loc. Hai să ne punem mai multe gloanțe. Luăm toate astea. Și acum haideți să băgăm comanda. Hai să mă uit, sper că e la mijloc. Nu știu, bă, dacă o să am loc. Mi se pare cam mic locul ăsta. Stați așa. Deci, haideți să vedem. Comanda în felul următor. CD base, liniuță, small sau... Cum vrei tu să o faci? Small, medium sau large. Uite așa. Large. Ok, adică mare. Create. You don't have permission to use this command. Cum adică? CD base, liniuță, hai să vedem medium, create, what? Băi, am văzut pe YouTube și mergea, frate, adică serios, acum, chiar am văzut pe YouTube comanda asta. Stați așa că nu știu cum, nu știu care-i treaba. Se pare că tipul ăla avea game mode. Deci ca să faci baza trebuie să-ți dai game mode. Oh my fucking god. Ok, CD base, liniuță, small, create. Bă, o să-mi dau game mode și o să... Ok, bă, fraților, mi-am făcut baza. A trebuit să opresc puțin filmarea pentru că să vedea IP-ul când am dat open to LAN. Deci, cam așa arată... Bă, what? Serios? Asta-i tot? Am băgat comanda asta, CD base, large, create. Și cam asta e baza. Dacă vrem să ștergem, trebuie să stau pe acest glowstone și să dau CD base... large destroy sau ceva gen, nu, remove parcă. Am pe aici niște chesturi. Am un turnuleț pentru o sniper, vezi? Chiar îmi doream un turnuleț de genul ăsta. Stai că mai am 5 gloanțe, să omor zombalul ăsta. Tot vine pe aici, pe la casa noastră. Pe la baza noastră, mai bine zis. Mă, e destul de interesantă baza. Nu știu de ce n-am putut să o fac fără game mod. Ok, haideți să mă duc aici în backpack și să-mi iau toate gloanțele înapoi. Ok. Am și gloanțele AVP și toate astea. Deci acum vreau, stați și haideți să luăm patul. Și până una alta vreau să pun niște capcane pe lângă bază. Și vreau să-mi fac și niște fence. Adică să facem așa un gărdule sau ceva genul. Ca să nu mai vină zombalei spre noi. Punem patul aici lângă ușă. În caz că ne intră un zombi în casă sau ceva, să fugim repede. Ok, să facem niște chesturi, niște chestii. Acum cred că ar trebui să mă duc să tai niște lemn. Haideți să-mi încarc așa frumos arma ca să fie încărcată și haideți să omorăm zombalei cu toporul, pentru că nu vreau acum să... Nu vreau să-mi consum gloanțele, cel puțin acum. O să iau așa câteva blocuri de lemn și o să fac niște fensuri, adică gărduleți, și facem și o portiță sau ceva genul ăsta. Ok, se pare că vine noaptea. Dar nicio problemă. Zombolei ăștia sunt cam chiori, ca să spun așa, adică nu suntem invizibili aici așa. Deci haideți să luăm și asta. O să ne ajungă cam
Bă, se pare că nu sunt atât de chiori. Ok, încă două bucăți. Deci, apropo, nu o să mai fie foarte, foarte multe episoade în acest modpack. Da, ne facem baza, mai explorăm așa puțin, mai ciurim niște zombalăi și cam asta e tot. Ok, dacă tu mi-am pus patul aici de să ne culcăm, poate o să dispară și itemele alea. Ei, fam, mi-am făcut și pat pe aici, am tot ce trebuie. Deci, bun. Ok, s-a făcut ziua. Acum, hai să mergem aici la crafting, băgăm așa, de fapt stai. Facem 4 bucăți, facem un crafting table. Bine, nu l-am pus foarte bine aici. Hai să-l pun chiar aici lângă ușa. Să băgăm topor. Ok. A, aveam 2, mă. Ok, în fine. Nu mai contează. Hai să-l punem și pe ăsta așa de design, știi? Să arate așa bine. Ok, acum facem oakwood. Și chestia nasoală că nu mai știu cum să facem. A, stai bă, că am nevoie de bețe, mă. Știu că am nevoie de foarte, foarte multe bețe. Ok, cred că o să ne ajungă asta. Parcă așa se făcea fence-ul. Asta e portiță, mă, e fence gate. De fapt, fence-ul se făcea invers. Trebuia să pui aici, aici bețele și uite așa. În partea asta lemnul sau ceva genul ăsta. Nu, se pare că nu se craftează așa fence-ul. Bă, mai fucking asta, că nu mai știu. Ori să făcea așa. Și aici tot bețe. Da, mă, numai cu bețe, mă. Ok, deci e foarte simplu. Hai să facem bețe. Și să facem în felul următor. Uite așa. Am partea asta la fel. Ok, 44 de bucăți. Bă, destul de bine. Nu cred că o să ne ajungă. Dar o să fie ceva genul ăsta. O să facem acum data mai gardul. Pentru că putem să ieșim pe acolo pe sus. Trebuie să fac o scară sau ceva genul ăsta. Oricum, zombolei nu cred că au cum să urce pe scară. Punem pe aici niște fence. Gen, bă, se pare că m-au luat zombii ăștia în vizor, ca să spun așa. Bun. Dar nu, problemă, am ceva gloanțe pe aici. Și haide să continuăm. Uite ceva de genul ăsta, bun. A, se pare că nu mai am fence. Ok, trebuie să mai tem ceva copaci. Bă, și pe lângă bază o să vreau să-mi pun capcane. Adică știți că vă spuneam eu de... Stai scam pace, cum se numesc astea? Barber Wire Kit. Deci sunt niște... Bă, cred că e sârmă ghimpată, mă. Da, cred că e sârmă ghimpată. O să punem acum imediat. Da, de mult vreau să fac o bază, doar că nu știam cum să fac. V-am spus că e o comandă. Mamă, ce a dropat tipul ăsta. A dropat două sticulețe astea cu apă. Bine, cei drept sunt goale, dar oricum putem să le umplem de aici. Deci acum avem apă infinită. Deci, bun, haideți să mai tem ceva copaci. Cam... o să tem tot copacul ăsta. Copacul fără frunze. Na, cred că e toamnă și aici în joc. Sau ceva genul ăsta. Ok. Bă, și cred că o să-l fac eu separat. Nici eu cred că o să-l fac off-camera. Vreau să-mi fac un turn de sniper. De nu știu, uite pe în zona asta. Bă, vreau să-l fac cu piatră. Cred că trebuie să mă duc să minez. Și ar fi ciudat și să stau să mă duc să... Bă, să-i ciurim pe ăștia repede. Stați așa ca machine gun. Am M240. Bine, partea nasolă e că acum o să vină toți zombii spre noi. Pentru că au auzit... Da, au zis sunetul ăsta. O să ne pare că dăm în casă. Ne băgăm pe aici așa, dar cred că o să spargă ușa. Da, o să bușească, vezi? Haideți să ne pregătim arma. Bă, nu, 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 nu! Am intrat în casă. Ok, trebuie să ne pregătim machine gun-ul. Ia zi, prătenaș! Bă, sunt distrați ăștia, mă. Bă, ești nebun, deci vină continuu. Am rămas și fără gloanțe, bineînțeles. Mamă, cât dai de-mi pe acolo.
Se pare că o dropa sucuri și chestii de-astea. Bă, chiar nu mă așteptam la asta. Bă, și când dracu mă închide o ușa aia? Ok, gata, gata, am scăpat. Cel puțin pentru moment. Avem aici, avem carne. Bă, pot să iau pe asta, să o bag în chest. Cred că asta o să facem, dar mai întâi vreau să-mi fac eu un... Hai să-mi fac fence. Bine, stai și vreau să-mi fac și o portiță. Parcă era ceva genul ăsta, nu? Da, uite, așa facem un fence. Ok, și haide să facem așa frumos. De fapt, fence gate se numea. Ok, am făcut fence-ul. Trebuie să ne încărcăm toate armele. De fapt, hai să-i spice pe sus. N-am păcat că n-am o scară. De fapt, uite pe aici. Hai să-i ciurim pe ăștia decât... Na, tot bușeau în ușa. Mamă, se pare că o distrus ușa. Na, fence-ul o să vină ceva de genul ăsta, uite, pe aici. De fapt, fence gate-ul. Mă, se pare că nu o să-mi ajungă nici lemnul ăsta. Nici fence-ul ăsta. Adică fence-urile astea, mai bine zis. Hai, încă puțin. Ba da, mă, o să-mi ajungă, gata, gata, gata. Ne-am făcut așa frumos fence. Adică am făcut așa o bază frumoasă. Haideți să mâncăm ceva, îmi place niște... Niște mere. Ok, aruncăm toate aceste încărcătoare, pentru că sunt goale și tocmai de asta. What, cum a intrat ăsta? Ah, cred că a sărit pe aici, mă. Hai să spargem chestiile astea. De fapt, n-avea cum să sară. Tocmai de asta am pus pe lângă, vezi? Dacă le puneam aproape de... De blocurile astea, dirt... Zombii puteau să treacă peste și tocmai de asta. Ok, în fine, bun. Acum haideți să facem felul următor. Acum haideți să punem capcanele. Am eu pe aici niște barber wire kit și niște chestii. De-astea parcă să punem așa jos. Ah, da, mă, trebuie să le construiești, ca să zic așa. Oricum o să pun pe aceea pe la portiță. Să că trebuie să scap de zombalul ăsta. Hai să-l ciurim pe ăsta. Bun. Și haide să vedem. Mamă, cât de tare, bă. Punem și pe aici. De fapt, punem în toată zona asta. A, poți pui maxim 3 de astea. După cum vedeți, îmi iau damage. Asta e sârmă ghimpată, cred. Da, e sârmă ghimpată. Eu punem și în zona asta pe aici. Bine, trebuie să fac un loc ca să pot să trec. Deci punem pe aici. Ar trebui să pun și în casă. Bine, nu în casă, dar pe lângă bază pe aici. Gen, uite, punem pace în caz că se mai spawnează zombie sau ceva genul ăsta. A, bă, că avem o bază interesantă. Bine, punem și unul pe aici. Oricum, eu nu o să fiu atât de noob și nu o să intru în ele, o să trec pe lângă. Dar zombiile sunt cam noobi. A, cred că am uitat poarta deschisă. Uite, bă, vedeți? Mamă, cât de epic. Facem așa o poză. După cum vedeți, zombalei rămân acolo blocați. Pentru că sunt cam nubi. Ok, și ultima de asta. De fapt, o să pun, uite, pe în zona asta, pe aici. Ok, bun, gata, bă. Noi o să trecem pe lângă. Chiar dacă o să ne luăm și noi ceva damage, zombalei o să rămână blocați acolo. Haideți să facem un test. Dar prima dată vreau să mănânc și să beau ceva. Am pace niște suc, vedeți, mă? Mamă, cât de tare poate să fie, frate. Bă, chiar funcționează. Ok. Mamă, cât de epic. Stai că am niște gloanțe, le-am pus în backpack-ul ăsta. Am două încărcătoare pentru M240. O să trag o armă ca să vină cât mai mulți. Bine, ce-i drept și eu rămân puțin blocat acolo. Bă, hai să adun cât mai mulți, frate. A, și e bine că am dovleci, deci pot să-mi fac torțe și dovleci. Adică dovleci luminați, ca să zic așa. Și o să pun pe lângă bază. Bine, cred că să fac chestia asta off-camera, pentru că trebuie să mă duc în mină. Să iau coal, adică cărbune și piatră și alte chestii. Cred că o să fac o mină pe aici, pe lângă bază. Mamă, cât zombie. Ok, mă duc acasă cu dita mai...
Horda sau cum dracu? Parcă așa se zice, nu? Horda de zombie sau... Pana mea, ceva genul ăsta. Hai, veniți pe aici, am. Asta a fost deștept, a intrat pe lângă. Dar ăștia sunt cam nobi. Oh my fucking god, vedeți chestia asta, bă, chiar funcționează. Deci chestia asta chiar fucking funcționează. Hai să vedem că fac la asta. Bă, vin ce în ce mai mulți. Și cred că o să mor și stai așa, haide să... Să-mi pun backpack-ul ăsta cu chestii... Cu chestii medicale, ca să spun așa. Luăm așa un medpack. Și ne bandajăm. Ok, bun. De fapt, nu, cred că trebuia să iau o pungă cu sânge sau ceva. Se pare că n-am primit viață. Bă, cât de tare poate să fie, frate. Să fac acum o poză la... La această bază. Vă zic că arată destul de bine. Am pus pe acolo la intrare niște chestii. Sper că nu se distrug chestiile astea. Sper să rămână acolo. Am pus și câteva pe lângă bază. Și acum ar trebui să-mi fac niște... Niște scări sau ceva genul ăsta. De fapt o mică scară. Am patru de astea. Bă, nu știu dacă o să am... Nu cred că am lemn. Da. Mai am nevoie de niște lemn. Dar asta e, nu stau acum, o să fac după. Haideți să împușcăm niște zombie cu sniperul. Dragon Lord, mai bine zis. Avem aici și un Dragon Lord de 1000 de dolari. Atul pe ăsta. Îmi place că se iese așa o particulă din el, vezi, cu sânge. Adios, amigos! Deci, bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un share, bineînțeles. Și vreau să-mi spuneți dacă vă place această căsuță, dacă vă place ideea mea, gen cu casa asta, știi, cu baza asta, ca să spun așa. Mi-am făcut o bază, am pus să mă ghimpată. Ce-i drept, n-arată atât de bine. Trebuie să mai fac eu ceva design pe acolo. Cred că trebuie să am niște nisip, uite, am pe aici. Trebuie să fac un fornal și o să-mi fac niște geamuri. Dar trebuie să mai fac ceva design la ea. Oricum o să fac off camera, bineînțeles. Hai să facem așa o poză, uite, din zona asta de aici. Dar ce-i drept, arată destul de bine. Ia uite. Uite baza noastră aia șmecheră. Deci pe data viitoare.